mai faceți voi. Eu sper că sunteți bine. Vreau să vă spun bine ați venit la un nou video pe acest canal. Astăzi eu vreau să vă arăt colecția mea de genți. Vedeți că sunt înconjurată aici de foarte, foarte multe genți. Nu intenționam să am o colecție, dar s-au cam strâns destul de multe. Nici nu mi-a venit să cred atunci când le-am scos din dulap. Am zis că fac un video, vă arăt ce genți am, vă spun și de unde le-am cumpărat, așa din ce mai mi-aduc aminte. Și o să fac un declutter, pentru că sunt foarte, foarte multe și nu prea le-am mai folosit. Am câteva preferate, dar pe restul, așa din an în Paște. Așa că este necesar să fac un declutter. Nu voi face asta împreună cu voi, pentru că mă decid cam greu. Așa că după ce vă arăt toate gențile, mă hotărăsc eu după ce voi da, la ce voi renunța. Nu mai am loc de atâtea genți, mi se par foarte, foarte multe, după cum vedeți. Mai sunt și pe jos, nu le vedeți pe toate în cadru. Nu vreau să fac niciun video foarte, foarte lung, nu voi vorbi mult, pentru că sunt foarte multe genți și nu vreau să fie un video prea lung, așa că vă voi spune doar câteva lucruri despre fiecare geantă. Am aici un rucsac, am genți și rucsacuri. Am aici un rucsac, nu mai mi-aduc aminte de unde îl am. Cred că din Deichmann, dar nu l-am mai purtat. Este un rucsac alb. Cred că l-am purtat de câteva ori și cam atât, da? Dar este foarte bun pentru mici excursii, este destul de încăpător. Nu mai știu de ce îl luasem, cred că pentru muncă, dar v-am zis, nu prea l-am folosit, dar este în perfectă stare, este un alb așa, un pic galben. Am foarte multe genți din Deichmann, pentru că aveau ei destul de multe reduceri și nici nu știu de ce am cumpărat atât de multe genți. Eu nu prea port genți mari. În general, când ies, port numai genți micuțe. Am aici o geantă care se potrivește cu orice ținută, maro, alb, negru. Foarte drăguță, nici pe aceasta nu știu dacă am purtat-o odată sau de două ori, dar îmi place, nu voi renunța la ea, nu mai știu exact de unde o am, de unele genți mai știu, de altele chiar nu mai știu. Am aici o geantă micuță, basic, este bună de mers la cumpărături. Când te duci repede la supermarket, este foarte, foarte utilă. Are aici doar un compartiment și mai are și niște buzunărașe. Pe aceasta am primit-o cadou de la, dacă nu mă înșel, Yves Rocher. Cam cred că de acolo am primit-o cadou, dar îmi place, nu știu. Nu este preferata mea, dar v-am zis, este utilă atunci când cauți o geantă și trebuie să mergi repede la magazin. Am o geantă foarte drăguță, am purtat-o într-o vară, dar de atunci nu am mai purtat-o. Bine, aici nici nu prea este vară, nici dacă o să avem vară în Germania anul acesta. Este o vreme ploioasă, dar este destul de cald. Îmi plac acești trandafiri, este de la Pull&Bear și îmi place, este neagră, cu siguranță o voi mai purta vara, este și destul de încăpătoare, eu vara cam astfel de genți port, micuțe, pentru că nu bag foarte multe lucruri în geantă și când bag iau un rucsac sau nu prea iau genți mari pe care, pe
care să le port pe umăr. Am băgat și mai multe genți într-una, pentru că, am zis, stau prost cu spațiul. Această geantă mi-am luat-o eu pentru cununia civilă, dar nu încape mai nimic în ea, din cauza că are această formă de inimioară. Mie mi-a plăcut foarte, foarte mult. A costat 30 de euro. Așa este înăuntru, un material alb. Este de la Quiz. Da, v-am zis, mi-a plăcut foarte mult, dar dacă nu mi-i cape nici telefonul, am zis că nu știu la ce aș putea să o folosesc, dar bineînțeles că nu am mai trimis-o înapoi, pentru că Quiz nu este un site din Germania. Așa că nu am mai trimis-o înapoi. Poate o să am ocazia să o port cândva, nu știu, dar v-am zis, nu mi-i cape telefonul, așa că este o problemă. Am aici o geantă pe care eu am făcut-o din macrame. Am încercat eu, doar că nu prea am avut atât de mult material, dar îmi place, chiar nu îmi displace. Este o geantă de vară, așa, este o geantă de pus pe umăr. Nu-mi displace, v-am zis, doar că dacă aici nu prea este vară, nici nu am când să o port, dar încap lucruri în ea, telefonul. Mie îmi place ce mi-a ieșit. Chiar, v-am zis, este foarte drăguță. Dacă aș fi avut mai mult material, aș fi făcut-o un pic mai mare. Am luat o geantă din H&M, 5 euro a fost, cam așa. Eu am luat-o pentru că a fost la reducere, nu am purtat-o, dar îmi place. Nu am avut încă ocazia să o port, merge cu bej, este drăguță, v-am zis. Și dacă am găsit-o atât de ieftină, am zis să o cumpăr. Asta este când vezi reduceri, cumperi și după aceea îți dai seama că nu mai ai nevoie de acel lucru. Am o geantă din Deichmann. Am purtat-o ceva, dar v-am zis, nu prea port genul acesta de genți mari, decât dacă mă duc la muncă, dacă trebuie să-mi iau mâncare, dar altfel nu. Pentru că nu am ce să bag și sunt și incomode, trebuie să o țin doar așa în mână și dacă e să merg mult, mă doare mâna, vă dați seama, dar este drăguță, gri, se potrivește cu foarte multe. Tot o geantă de la Deichmann, mi-a plăcut mie foarte, foarte mult, pentru că avea acest lanț. Este încăpătoare, este albă, mi-a plăcut. Am luat-o, cred că, anul trecut și am purtat-o. Am purtat-o și zilele trecute. Am luat-o pe aceasta pentru că eu aveam o geantă, așa, era singura mea geantă albă. Și pe aceasta trebuia să o țin doar așa, în mână, pentru că într-o parte este cam prea mare. Aceasta este tot din Deichmann. Și nu prea mai vroiam să țin în mână. V-am zis, mie îmi place să îmi agăț geanta, și mi se pare și mai comod așa de purtat. Și aceasta este foarte încăpătoare, are o mărime perfectă, nu este grea, o pun pe umăr, o port și așa. Sau o pun așa, stil poștaș, dar vedeți că nu prea am purtat-o așa pentru că este bareta prea scurtă. Am purtat-o mai mult așa, dar îmi place, este bună pentru vară. Și așa asta mi-a plăcut, dar eu port mai mult genți așa, agățate într-o parte.
pentru că mi-e frică să nu le pierd. Pe aceasta am reușit să o las pe undeva. Am pur și simplu am pus-o și am uitat-o, așa dacă am geanta aici, nu am unde să o uit. Și de aceea nu prea țin eu genți în mână. Un coșuleț drăguț, luat de la Mango. Cred că a fost tot așa la reducere, dar nu l-am portat. Nu știu, nu am avut ocazia, este perfect pentru vară, dar cred că dacă o să se facă un pic mai cald, o să îl port, pentru că mi-e place. Are aici un săculeț. Și îl pot și agăța pe umăr, cam așa, dar cred că îl voi ține în mână, arată mult mai frumos, cu o pălărie, o să fie perfect. Dar v-am zis, aștept doar să se facă mai cald, să nu mai plouă, pentru că m-am săturat de ploaie. Geanta aceasta, nu știu exact de unde o am. Cred că știu. Am comandat-o de pe Zalando sau About You. Este de la Anna Field. Zalando este un site la fel ca About You. Am văzut că Zalando nu este în România, dar v-am zis, nu mai știu exact de pe ce site am comandat-o. Anna Field. Îmi doream o geantă maro, așa mică, nu aveam. Dar îmi place, este calitativă și foarte, foarte încăpătoare. Dar nici pe aceasta nu am mai purtat-o. Este potrivit așa pentru toamnă, iarnă. O geantă cumpărată de pe CCC, de la Jenny Ferry. Așa arată, am luat-o iarna trecută, parcă iarna trecută, pe undeva pe acolo, iarna, toamna. Și este foarte, foarte încăpătoare, are 3 compartimente. Mie mi-a plăcut pentru că este neagră, se potrivește cu orice, dar să știți că este și grea, are 3 compartimente și poți să bagi în ea. Și eu am luat-o în concediu când am fost în Hamburg și pot să zic că mi-a cam rupt umărul, pentru că și ea este grea și plus aveam și camera băgată, camera de vlogging, multe, multe lucruri și da, cam trage ceva. Dar mi-a plăcut. Pentru iarna așa este potrivită. Merge la cizme. Acest rucsac l-am din Primark, dar eu nu mai cumpăr de mult genți din Primark pentru că nu sunt de bună calitate. Am 2 rucsacuri din Primark și la amândouă mi s-a stricat fermoarul, pur și simplu mi s-a rupt, era din fel de plastic, nu știu ce, dar a trebuit la amândouă să înlocuiesc fermoarul. Și asta trebuie să fac în România, pentru că pe aici nu știu unde aș putea să înlocuiesc fermoare. Așa că aici era un fermoar așa, argintiu, dar am pus unul negru. Dar așa el este de calitate, nu s-a rupt baretele, v-am zis doar fermoarul și am zis schimb fermoarul și îl pot folosi în continuare, nu-mi displace. Este drăguț atunci când am nevoie de un rucsac. O geantă tot așa de vară. Am și o pălărie care să se asorteze cu geanta asta. Este de la Pull&Bear. Și nu mai știu când am luat-o, dar cred că tot la reduceri. Dar nu mai fac această prostie să cumpăr toate lucrurile la reducere, dar am purtat-o vara, îmi place, se potrivește cu multe, multe ținute și aici are niște scoici, mărgeluțe, mi-a plăcut și încă mi-o place. Să vă zic
zic și de geanta mea preferată din ultima vreme. Această geantă de la Guess îmi place la nebunie, pentru că are două compartimente. Am primit-o de la verișoarele mele, îmi place super mult. Am și niște bunuri pe aici. Îmi place pentru că este încăpătoare, îmi încape telefonul, portofelul. Și dacă mi-a plăcut atât de mult și încă îmi place, am zis să-mi iau pe negru, pentru că nu am o geantă așa simplă pe negru. Așa că mi-am luat cam același model, doar că pe negru, de la Guess, tot așa era la reducere, 57 de euro parcă. Dar îmi place asta foarte mult, o tot port și abia aștept să-mi ajungă și geanta neagră. Încă un rucsac este luat din România, din Oșan, de la un magazin. Mi-a plăcut foarte, foarte mult pentru primăvară, vară, doar că nu am apucat să-l port. Este potrivit pentru blugi. Îmi place că are aici un buzunăraș ascuns în spate. Este un rucsac foarte încăpător, nu mai știu cât a fost, 150, cam așa. Dar păcat că nu am apucat să îl port. Dacă am atât de multe cinți, nici nu știu, nu mai știu ce să port. O geantă foarte drăguță pentru vară. Am și pantof cu toc exact același print. Este o geantă foarte, foarte elegantă, tot de pe site-ul Queens am luat-o. Mi-a plăcut super mult, la fel ca și pantofii. Și la aceasta nu o să renunț, pentru că a fost destul de scumpă și îmi place. Pentru vară, așa, ceva elegant, este super de mers la o petrecere. Foarte drăguță. O geantă neagră, geantă neagră pe care am purtat-o iarna, tot așa are multe, multe compartimente, dar nici nu pot să o umpli, pentru că se vede așa nașpa, se vede foarte, foarte umflată, dar pentru iarnă la cizme este perfect, am purtat-o. Pentru iarnă mai mult că are și acest ciucurel aici și nu prea... Ar merge și vara, dacă i-ai scoate ciucurelul acela, poate. Această geantă este de pe Deichmann. Nu știu dacă am cumpărat-o sau am comandat-o, nu mai știu exact, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult. Este așa stil școlăresc, dar am purtat-o și pe aceasta, n-am mai purtat-o de mult, bineînțeles. Dacă toate au fost închise, nici n-am mai avut unde să merg. Dar o voi purta din nou, pentru că mi place. O geantă cu etichetă. Acum vă dați seama că pe aceasta chiar nu am purtat-o deloc. Nu știu, nu i-am găsit ocazia. Dar mi-a plăcut, nu știu, mi-a plăcut printul. Este cam greu de asortat ea și este și destul de elegantă, dar na, nu am purtat-o, tot din Deichmann este. Un rucsac, acest rucsac îmi place foarte mult, este de la Quest, se potrivește cu orice, cu maro și cu negru. Mi l-am dorit mult, era la reducere și de aceea l-am cumpărat. Foarte, foarte încăpător. Când am nevoie de loc în geantă, îl aleg pe acesta. O geantă roz, nu știu de ce este murdară pe aici, poate de la altă geantă. Trebuie să o curăț. Îmi place mult. Este de la Orsay, este foarte elegantă. Am purtat-o și pe aceasta. Primăvara se potrivește. Mai am câteva genți. Două genți, tot din Deichmann.
Nu știu, a fost o perioadă în care comandam o grămadă de genți din Deichmann. Una așa, mi-aș fi dorit o geantă mai galbenă, nu acest muștar, pentru că nu prea am la ce să port acest muștar, și o geantă roșie. Da, n-am mai cumpărat de mult genți din Deichmann, oricum am destul de multe și nici nu mai vreau. Această geantă este una mare, am purtat-o la muncă, i-am pus eu niște accesorii, un Air, acesta este din Primark. Mi-a plăcut mult geanta asta, foarte, foarte încăpătoare. Și din CCC am luat-o. Avem și noi magazinul ăsta, dar nu foarte multe locuri. O geantă foarte veche, cred că are 4 ani, este luată din New Yorker, dar nu am purtat-o, nu prea mai îmi place. Cred că la asta voi renunța. O geantă neagră, foarte elegantă, nu am purtat-o, n-am apucat încă să o port, dar îmi place. Este luată din Sinsay, dacă nu mă înșel, este foarte drăguță și la interior. Am aici un porfar drăguț cu Mickey Mouse din Primark. O geantă galbenă, imprimeu de șarpe, nu știu de unde este, din Seuna, îmi place, foarte potrivită pentru vară, am purtat-o, dar aștept timpul acela cald în care pot să o port. Aici am o geantă luată din, dacă stați puțin, nu mai știu, Pull&Bear, cred că Bershka, aveau ei o colecție așa de cowboy, doar că n-am purtat-o decât o dată sau de două ori maxim. Nu mai îmi place, nu știu de ce, din cauza imprimeului, nu știu ce să zic, nu știu ce să fac cu ea, dar nu cred că o voi mai purta. Am aici o geantă foarte elegantă, Office, aceasta este de la mătușa mea, îmi place, este încăpătoare și este bună pentru mers la birou. Se potrivește cu orice culoare, orice outfit. O geantă tot de la mătușa mea. Îmi place, am purtat-o iarna destul de mult, îmi place pentru că este în două culori, este și destul de încăpătoare și nu arată urât dacă o pun pe umăr, o pot purta și pe umăr, îmi place această geantă. Caut mereu genți pe care le pot combina cu mai multe outfituri. Am o geantă ceva boho. Pe aceasta nu am purtat-o, dar este drăguță pentru vară și îmi place. Are aici un săculeț, îmi place foarte mult. Aceasta a fost gentuța de la Cununie. Dacă acea gentuță cu inimioară nu am putut să o folosesc, am zis că îmi comand alta, tot în același stil. Nici în aceasta nu încape foarte mult, dar m-am bucurat că mi-a încăput telefonul roșu și niște șervețele. Așa arată, aceasta este mai ok decât cealaltă și am zis că prea o geantă în genul acesta la economie, așa că mi-am mai cumpărat una, ce să fac. O geantă de la mătușa mea, o geantă bună pentru toamnă, așa arată, este din piele, mi-a luat-o din, nu mai știu exact unde a fost, nu mai știu, dar cred că Turcia, dacă nu mă înșel, nu mai știu exact unde a fost, dar îmi place, este foarte bună toamna, minunată și iarna.
are 3 compartimente, după cum vedeți, încap și în aceasta foarte, foarte multe. O geantă drăguță, mi-a plăcut, îmi place culoarea, se potrivește cu blugii. Cred că aceasta este din Stradivarius, dacă nu, da, Stradivarius. Mi-a plăcut aceste detalii, deși sunt foarte scumătoase când merg, dar mi-a plăcut. Am luat odată când am fost în România. Și nu regret că am luat-o, se potrivește foarte, foarte bine la blugi. Am aici o geantă primită de la prietena mea, Ana, foarte, foarte elegantă. Este un fel de săculeț, dar o poți folosi și ca geantă. Are aici acest lanț. Îmi place, o poți folosi pur și simplu ca geantă, este elegantă, nu am purtat-o pentru că unde să mă duc, n-am fost la nicio petrecere, dar v-am zis, este bună pentru petrecere, este ca un fel de catifea. Aici este și la un parfum, scrie Good Girl, de la Carolina Herrera și îmi place și parfumul și acest săculeț. Geanta aceasta mare este din Deichmann, am purtat-o, am luat-o, nu mai știu, acum 2 ani, 3, nu mai știu exact, dar am purtat-o, mi-a plăcut, este mare și am cam renunțat să o port. O geantă foarte, foarte purtată este aceasta, mi-a plăcut enorm, printul, tot din Deichmann este, vine cu un fel de porfar de aici înăuntru și este super încăpătoare, poți să bagi și în porfar și în afara porfardului, mi-a plăcut mult printul, am purtat-o destul de mult, este așa drăgălașă. Un rucsac din Primark și la, aceasta, și la acest rucsac i-am schimbat fermoarul, dar îmi place, este așa de efect, lucios, negru. Am zis să nu-l arunc pentru că îmi place, așa i-a schimbat fermoarul și pot să îl mai port. Această geantă este din Stradivarius, mi-a plăcut mult, este mică, atunci când nu vreau să iau o geantă mare cu mine și când nu am foarte multe de cărat, este foarte încăpătoare și mi-a plăcut că pot să o pun și pe curea. O să o pun și agățat de umăr, vine ca o borsetă așa. Mi-a plăcut super, super mult și detaliul acesta, lăcățelul. Nu mai am foarte multe agenții, am zis că nu vreau să fac un video lung, dar cu atâtea agenții s-au strâns ceva minute. Acest rucsac super drăguț este de la verișoarele mele, este luat din Carpisa. Este luat din România și îmi place, pentru vară este minunat, este încăpător, l-am purtat 2 veri la rând, i-am pus aici și un diamant drăguț. Așa vine, îmi place foarte, foarte mult. Și se potrivește la blugi, se potrivește la orice, la multe ținute de vară. Acest organizator l-am luat de pe AliExpress cu gândul că îmi voi schimba mai mult gențile, îmi voi pune toate lucrurile aici și pur și simplu iau organizatorul și îl mut în altă geantă. Dar cum eu nu port genți mari, nu prea l-am folosit, dar este bun pentru călătorii. Sunt 2 detașabile, l-am luat și destul de mare, îl poți agăța de undeva de geantă, din interior. Se poate scoate, acesta tot așa este ca un porfar, poți să pui în genți mai mici, de exemplu, sau când ai o geantă mai mare așa. L-am luat de pe AliExpress, dar nu l-am folosit. Un rucsac destul de vechi,
Este luat din România și l-am purtat ceva, vă pot spune. Ar trebui să-l spăl, să-l bag la mașina de spălat, sper că nu se va strica, pentru că înăuntru este murdar, dar este o culoare super drăguță, tot așa de vară. I-am pus și un smiley. O geantă, tot așa veche, cred că are 4 ani. Este un cadou de la soțul meu, mai la început, un cadou de Crăciun. Această geantă este de la Tamaris. Nu știu, aveam eu nevoie de o geantă maro și mi-am ales-o pe aceasta. Mi-a plăcut, dar s-a cam ros aici la mâner. Aici la mâner s-a ros și n-am mai purtat-o. Am zis că nici nu mai mi-au geți de la Tamaris, pentru că a fost și foarte, foarte scumpă și dacă s-a ros, nu este de foarte bună calitate. Această geantă neagră este foarte încăpătoare și se potrivește cu orice, pentru că are aceste culori aici. O am de la mama. Îmi place și această geantă super, super mult. Nu știu de unde este, dar am purtat-o și pe aceasta. Această geantă este din Deichmann. Am luat-o pentru zbor atunci când am fost în Londra. Mi-a plăcut și această curea pe care o are. Și aici scrie My Flight și are și oglindă. Nu știu, mi-a plăcut foarte mult. În Londra a fost foarte, foarte folositoare. Am putut să pun o grămadă de lucruri și bineînțeles că m-a durut spatele și umărul de la ea. Dar mi-a plăcut. Atunci în Londra am purtat-o și de atunci n-am mai purtat-o. Această geantă este luată recent. Este de la Tom Taylor. Mi-a plăcut pentru că se potrivește la blugi. De aceea am luat-o. Este așa mai sport și foarte încăpătoare, vă pot spune. Este un material foarte, foarte bun. N-am dat mult pe ea. A fost la reducere, cred că 33 de euro. Dar am zis că pentru blugi este foarte bună. Aceasta este din H&M, am găsit-o la reducere, mi-o doream foarte, foarte mult, se potrivește cu orice, este și elegantă, o pot ține și în mână, așa ca un plic, mi-a plăcut și când am văzut-o la reducere în H&M, pe site nu era la reducere, dar în magazin era, așa că mi-am cumpărat-o, 10 euro a fost, dar am zis că cu siguranță o voi purta. O geantă mică este din Primark, dar nu am purtat-o. Nu am purtat-o deloc. Este mai mult, nu știu, de băgat telefonul și câțiva bani și dus la magazin. Tot ceva din Deichmann este această geantă pe care n-am mai purtat-o de mult. Ar merge, nu știu, cred că iarna mai mult. Am blăniță așa cu acest print și cred că atunci ar merge, dar nu prea mai purtat-o. Uitați ce rucsac plin de culori. Nu știu de ce l-am cumpărat, nu mă întrebați. Este din de pe AliExpress. Nu știu, nu-mi place materialul, este foarte, nu știu, bățos, așa, nu-l poți mișca, nu-mi place nici închizătoarea, da, foarte, foarte ciudat este, nu l-am mai purtat, deși el este destul de încăpător, dar vă pot spune că nu prea mai îmi place printul, nu știu de ce l-am luat în acest print, așa arată și foarte, foarte multe pietricele, i-am agățat eu acest puf. Mi-a plăcut, am zis că se vede bine, dar na, nu știu. Nu cred că odată cred că l-am purtat. Și ultima geantă
este această geantă de la Guess. Este cadou de ziua mea, de la soțul meu. Mi-a plăcut mult, doar că vara nu o pot purta. Fac alergie la aceste barete. Am făcut toată alergie și n-am mai purtat-o vara, dar iară când nu am mai eu, am sau doar când am tricou, aș putea să o port. Dar când am mai eu, nu suport acest material. Dar mi-a plăcut, a fost destul de scumpă, cred că 130, nu știu, mie mi-a plăcut așa, și cu roz, și cu maron negru, doar că o port mai rar pentru că este mare. Nici nu mai văd capul de atâtea genți ce mă înconjoară. Am uitat să vă arăt acest rucsac, este foarte bun pentru blugi. De aceea l-am cumpărat, este de pe Bonprix și îmi place foarte mult pentru că se potrivește mereu la ținutele cu blugi sau cu geacă de blugi. Mie îmi place albastru, așa că este foarte drăguț. Are aici în față o fundiță și se poate băga la mașină, se poate spăla cu ușurință, este minunat. O geantă bună pentru vară. Am primit-o de la prietena mea Ana, îmi place mult. Este din H&M. Este din H&M. Este așa o culoare nude, un roz pudrat, foarte drăguță pentru vară și destul de încăpătoare pentru telefon, portofel. Îmi place. Și o geantă foarte, foarte veche, luată din Z1A, în formă de pepene, nu știu, mi-a plăcut mie super mult, dar este destul de veche, n-am mai purtat-o, este pentru vară am luat-o, dar n-am mai purtat-o, este super veche, dar, nu știu, la momentul respectiv mie mi-a plăcut. Și cam acestea au fost toate gențile. Sper că nu v-am plictisit super, super multe. Eu credeam că va fi un video de 20 de minute, dar nu am reușit să vi le arăt pe toate în 20 de minute, dar n-am vrut să fac două videouri. Eu sper că v-a plăcut acest video și spuneți-mi și voi în comentarii dacă și voi aveți atât de multe genți, pentru că nu mi-a venit să cred atunci când le-am scos din dulap că sunt atât de multe. Dar v-am zis că o să fac un declutter și nu o să mai fie atâtea. Eu vreau să vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați să vă abonați la acest canal dacă vă place ceea ce postez și apăsați și pe clopoțel ca să fiți notificați atunci când postez. Eu postez videouri noi în fiecare săptămână. Vă doresc o zi minunată și sper să vă revăd și la următorul video. V-am pupat pe toți! Pa, pa!